fostul prefect al județului candidează la președintele Consiliului Județean, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean candidează la Consiliul Județean, iar intrarea în Consiliul Județean este așa cum o vedeți. Oare ce gospodari vor fi ei? Astăzi, împreună cu colegii mei, am depus dosarele de candidatură atât pentru candidatul pro-România pentru primăria Pitești, domnul Liviu Stancu, am credința că dânsul va fi viitorul primar al orașului Pitești, cât și pentru viitorul președinte al Consiliului Județean Argeș, domnul Dumitru Grecu. Echipa pe care pro-România o propune pentru Consiliul Local și pentru Consiliul Județean este formată din foarte mulți oameni tineri și din foarte mulți oameni noi, oameni care nu au mai făcut politică niciodată. Peste 60% din cei care fac parte din echipa pe care noi, cei din Pro-România, o propunem argeșenilor și piteștenilor, nu au mai făcut politică niciodată. Sunt oameni noi, sunt oameni profesioniști, sunt oameni de calitate, oameni de care societatea are nevoie, oameni care cu siguranță, atunci când vor ajunge în aceste poziții de decizie, vor aduce plus valoare. Am acceptat să candidez pentru că, efectiv, am ajuns la un moment de disperare, văzând că sunt o grămadă de oportunități pentru județul nostru care nu sunt valorificate. Să văd că există o inerție extraordinară a oamenilor politici care conduc județul Argeș și nu înțeleg că tot ceea ce avem noi în acest județ, tot ce ne-a lăsat Dumnezeu și înaintașii noștri care au construit în acest județ, nu este valorificat. Să știți că principalul obiectiv, evident, lumea care mă cunoaște își dă seama, principalul obiectiv este de a dezvolta județul din punct de vedere turistic la un nivel la care să fie cel puțin în primele trei județe ale țării. Pe lângă proiectele din turism, evident că avem proiecte și din zona industrială, în zona cultural-educativă avem proiecte și proiecte de infrastructură foarte importante pe care o să le vedeți de-a lungul campaniei și o să le regăsiți pe pagina mea web, unde acolo în detaliu sunt înscrise toate proiectele noastre. Eu sper că argeșenii să realizeze că a venit momentul în care Argeșul să se schimbe, să se termine cu această dominație pe care foarte mulți o contestă, dominația oamenilor politici, și nu mă refer la un partid anume, ci la toți cei care au condus țara și județul Argeș în ultimii 30 de ani. Vreau să vă spun un lucru. Pro-România promovează o echipă tânără care va câștiga pozițiile principale în autoritatea publică din orașul Pitești. Liviu Stancu, persoana mea, își continuă campania pentru cucerirea postului de primar. Colegii mei sunt gata, pregătiți ca să intre în campanie în legătură cu Consiliul Local Pitești. Avem obiectivele pe care le-am prezentat publicului. Suntem, cred că, primul partid care și-a lansat programul politic și l-a postat pentru a fi public și pentru a intra în dialog cu persoanele care ne vor vota. Sunt câteva elemente pe care noi vom marșa, și anume stoparea cheltuielor care se realizează în Pitești fără un fundament real. Blocând aceste cheltuieli, bugetul Piteștiului va avea o capacitate de a finanța lucruri serioase mult mai mare. Totodată ne vom lupta să aducem în Pitești programe cu finanțare europeană, tocmai pentru a face ceea ce nu s-a făcut până acum, și anume ai scoate Piteștiul din subdezvoltare. Nu în ultimul rând, vom cuceri primăria Pitești printr-un program de integrare a orașului în relația cu natura, de refacerea parcurilor, a zonelor verzi, de mărirea potențialului pe care Piteștiul are în toate zonele lui, începând cu zona de la râul Argeș și terminând cu pădurea de Peivoale. Vă mulțumesc foarte mult!